Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și ce să spun, am o bucurie în suflet și în inimă că vă pot arăta puii din fundație. Când a luat naștere această fundație pe care o conduceți și de unde v-a venit ideea? A studiat arhitectura și cu toate acestea v-ați reprofilat, să spunem. Da, frumosul este în continuare din școală. Este un lucru pe care m-a interesat de altfel de mică. Am fost crescută în frumos, în cultură, în vizitări de muzee, excursii. Deci această dorință de cunoaștere și de redare și mai departe altor suflete, pentru că asta este menirea celor ce îmbătrânesc, să predea ștafeta. De ce ați ales moda pentru copii, moda tradițională? Costume populare tradiționale românești. Da, plecând cu părinții mei, pentru că trebuie să spun că mă trag dintr-o familie onorabilă, în sensul că linia tatălui, arborele genealogic al tatălui este de pe vremea lui Lăpușneanu și arborele genealogic al mamei este din Zigmarinen von Settelin. Ei mi-au insuflat această dorință de a merge și a cunoaște neoșul românesc. Și plecând prin țară, am ajuns și la Desești. În 1972 am văzut pentru prima oară o horă superbă, costumele care m-au încântat nu numai în culoare, ci și ordonată, țesătura, cusăturile, florile, care erau așezate echilibrat. Atât pe pantaloni, pe fusta pantalonilor băieților, pentru că costumul de băiat este cu fusta pantaloni, și ajungând până sus la Zgarda, am zis bine, Măriuca? Zgărdan? Da. Care era cusut cu mărgele. De altfel, Măriuca Verdeș este un pui pe care l-am iubit de când am văzut arta maramureșană. Ați prezentat-o pe Măriuca foarte frumos, dar pe celelalte fete cu care ați venit, mi le puteți prezenta? Cine sunt ele? Proiectul meu de ani de zile, deci de când eram în fondul plastic, am intrat în 1984. Primele expoziții 86-90. Proiectul, deci, era de la costumul popular autentic la cele stilizate. Trecând prin romantic. Deci inițial au fost mai, să zic așa, potolite în uvrajeurile care se le-am așezat pe rochițe, după care le-am, aplecându-mă mai mult spre arta populară, am așezat în felul acesta, geometric, și lăsând în vestimentația stilizată de mine elemente autentice. De exemplu, Ioana Pădurariu, ridică-te în picioare, are o lucrătură din bran pe ciupac, pe partea din față. Iar croșetura care o are pe acel șorțuleț, de asemenea, este cu iglisa făcut. Stai jos! Costumul de inspirație moldovenesc care îl poartă Mădălina Marinescu este moldovenesc. De ce? Pentru că acest costum inițial original de pe vremea lui Ștefan cel Mare, dacă vă amintiți, în partea din față era plină cu blană. Eu, bineînțeles, că am înlocuit cu această lucrătură și cred că este destul de bine echilibrat, nu? În negru.
Această vestimentație se numește, face parte din colecția Lan de Grâu. Cum v-a venit ideea să modificați aceste costume populare tradiționale, să le stilizați? Cum v-a venit această idee? Din pricina, toate aceste fetițe erau de 5 ani, 6 ani, 7 ani și m-au inspirat ele, jucăușul ochilor, mișcările. Mai spun de Mihaela Marinescu, care are o grație de excepție, este o păpușe sprințată. Cele două surori sunt veșnic model de zâmbet pentru toate manichinele mele. Le-aș ruga pe cele două fete să ne povestească cum v-au cunoscut. Eu o cunosc pe doamna Ardelea din 97. Mama a reușit să vadă o prezentare de-a dânsei la televizor și a spus să ne încercăm și noi norocul. A pus mâna pe telefon, a sunat-o și am fost să mă cunoască, m-a supus la câteva încercări și am reușit. Și asta a fost începutul. Mi-a plăcut foarte mult ce creează și am spus să... Și erai sigură că vei învăța stilul meu de prezentare. Da. Între joacă și seriozitate se pot realiza foarte multe lucruri. De. Noi am fost invitate de către toate centrele culturale cu ajutorul Ministerului de Externe. Și am realizat show-uri de prezentare de inspirație folclorică plus autentic. Deci cu ajutorul Măiuchi și cu ansamblul Mara, ansamblul, zi Măriuca cum e, ansamblul de pe Mara, nu? Am zis Coconii, bine? De, Coconii pe de pe Mara. Așa. Am realizat spectacole de o frumoasă culoare autentică, dansuri, cântece cu copii, cu ansamblu copii care erau copii de 7-8 ani, care au cântat Budapesta, Veneția, Roma. Ioana e Ana Maria.
Cum a fost? Cum a fost pe acele la scene? La Padova am avut un mare noroc, un alt ansamblu a Palatului Copiilor, condus de doamna Zari Oiu, dansatori perechi, așa, în costume minunate, autentice, și taraful de la studenți, la Casa Studențească, condus de domnul Leasă, și am reușit să fac prezentări pe muzică autentică. Cum au primit străinii în afară colecția? Îmi amintesc că de 1 decembrie a fost o sărbătoare națională a României într-un în piața Prato delle Valle, 2-3 mii de români veniți din mai multe orașe alăturate Padovei, în ambientul românesc de mititei, sarmale, mămăligă, vin roșu și așa mai departe, s-au exemplificat acea pagină românească cu dansuri, cântece, Măriuca a cântat de asemenea. Așa, am avut încă o studentă, pentru că trebuie să spun că ele sunt studente, cele două la la Nai, Buștihan Roxana, care a cântat în costumul ei din Ceahlău, al bunicii, Moldova, cântece extraordinare, vocal și instrumental. Am văzut în prezentarea de puțin mai devreme, pe care ați realizat-o, da? Că lucrați atât cu copii mai mari, cât și cu copilași de câțiva anișori. Cum este acest lucru cu copiii mici? De altfel, toți acești copii de 17 ani, 18 ani, au fost toți, acum 10 ani, micuți. Foarte bine. Este o joacă frumoasă, serioasă, și pur și simplu îmi dau lacrimile de bucurie, precum s-a întâmplat și astăzi, de realizările, și mă uit cu foarte multă plăcere, oricât de obosită sunt sau îngândurată, mă uit la o casetă, la un video și le revăd cum au crescut, cum au ajuns să fie studente. Vă mai aduceți aminte prima serie de copii pe care i-ați avut, cu care ați început această muncă? Sigur că mi-aduc aminte și tare mult aș vrea să găsesc un moment să invit pe frații Mateescu, pe Dinescu, pe Anca Băgu, care au fost micuțe, tot 5-6 ani au venit la noi și acum sunt studente, o mătușă a lor, Irina State, care de câteva zile s-a căsătorit, a făcut o bebeluș. Deci tare mult aș vrea să mă reîntâlnesc. Sunt foarte mulți, au trecut prin mâna mea peste 60-70 de copii, cărora le-am predat ștafeta lucrurilor cunoscute de mine. Vă prezentăm în minutele următoare un spectacol oferit de elevi și studenți talentați descoperiți de Fundația Culturală Dana Ardelea. Muzică clasică, folclor și o mini-paradă a portului popular românesc în viziunea designerului Dana Ardelea. Thank you.
ce-s mânioasă, măi, dorule, dor. Și pa, mamă, ca ce-s moasă, măi, dorule, dor. De ce m-a făcut frumoasă, măi, dorule, dor. De ce m-a făcut frumoasă, măi, dorule, dor. Din potică, măi, dorule, dor. Ce-s frumoasă de cumică, măi, dorule, dor. Nu-s frumoasă din potică, măi, dorule, dor. Ce-s frumoasă de cumică, măi, dorule, dor. La potică nu știu mere, măi, dorule, dor. Cu dăroșu nu știu cere, măi, dorule, dor. Știu pune, măi, dorule, dor. Mândră m-a făcut pe lume, măi, dorule, dor. Pe obraznul știu pune, măi, dorule, dor. Mândră m-a făcut pe lume, măi, dorule, dor. M-a făcut mama să fiu, măi, dorule, dor. Floare mândră de sansiu, măi, dorule, dor. Măi, dorule, dor. Și la lume drăgăstoasă, măi, dorule, dor. M-a făcut să fiu frumoasă, măi, dorule, dor. Și la lume drăgăstoasă, măi, dorule, dor. Și-ai cânta la tătomu, măi, dorule, dor. Ca să vali în sufletul, măi, dorule, dor. Și-ai cânta în tătă lumea, măi, dorule, să strâng.
strigă, măi dorule dor, să strigă și să domnesc, măi dorule dor, și mai tare să iubesc, măi dorule dor, s-o străcat și s-o domnit, măi dorule dor, și mai tare să iubesc, măi dorule dor.
te îngrași iubitelor și te așează nezlea lor, că vitele n-au ce-ți face, te-or lăsa să naști în pace. Da, Maria nu știa că îngrași ca erau, ca-i prinda tropoții, durerea i-o mai mări. Sirați voi ca-i blăstă, și atunci nu munceas, nu mă zâua de ispas, și atunci nu munceas. În florile de-albe de măr, la mărul lui Dumnezeu, nu știu ce s-a întâmplat. În florile de-albe de măr, camerele le-au furat, Dumnezeu straj-o mânat. În florile de-albe de măr, să măsoare pământul, tot pământul cu cotu. În florile de-albe de măr, și mărul cu stânjenu, apele cu palmele. În florile de-albe de măr, munță cu picioarele, să se gazdă veselos. În florile de-albe de măr, c-ai ajuns Crăciun frumos și găzdoaia veseloasă. În florile de-albe de măr,